Bun regăsit! Halloween-ul ne bate la ușă. Gândindu-mă la modul în care am perceput că oamenii se orientează vis-a-vis de această sărbătoare, e ca și cum ar fi două tabere. Unii care abia așteaptă sărbătoarea Halloween-ului și alții care o urăsc chiar cu înverșunare și consideră că, într-un fel sau altul, noi ca popor suntem slabi pentru că preluăm sărbătorile altora și le facem să fie parte din cultura noastră națională. Voi încerca să vă dau câteva repere legate de o perspectivă mai amplă asupra acestui fenomen, încercând cumva să vă ajut să înțelegeți ceva despre noi ca oameni și natura noastră umană. Gândindu-mă la modul în care această sărbătoare a început să se manifeste ca fenomen în România, constat că acest lucru a fost posibil datorită intersecției a trei mari planuri. Primul plan este cel individual. Și acesta este legat de cine suntem noi ca oameni, fiecare dintre noi. Aici intervin preferințele noastre, intervin valorile, intervin credințele, chiar credințele puternice. Prin urmare, atunci când ne orientăm în raport cu această sărbătoare, în termen de da, îmi place, da, nu-mi place, da, o adopt sau da, nu o adopt sau nu, nu o adopt în viața mea. Dacă priviți cu atenție, puteți practic să remarcați acele valori și acele credințe care vă motivează această alegere. În același timp, o contribuție fundamentală la creșterea ca fenomen a Halloween-ului o au copiii. Copiii sunt prețioși pentru fiecare dintre noi ca om. Și atunci când Piciu are serbarul la grădiniță legată de acest pretext, și în același timp îi vedem și bucuria pe față, pentru că se costumează într-un anume fel, chiar în moduri care, în maniere obișnuite, nu sunt acceptabile social, ne este greu să-i refuzăm copilului și nu numai că ne este greu, ne lăsăm antrenați în bucuria acestui moment. Și nu e nimic în neregulă cu asta. La nivel social, fiecare țară are o cultură anume. Există similarități în privința culturii și există diferențe, uneori diferențe foarte mari între culturi, cum ar fi, de exemplu, cea musulmană și cea creștină. De asemenea, există diferențe foarte mari între culturi naționale, iar aici putem să luăm în calcul două state, cum ar fi Japonia și Statele Unite. În măsura în care există elemente culturale diverse, există și acele elemente comune care ne fac să putem să adoptăm și să transferăm de la o țară la alta elemente. Și Halloween-ul nu este nici pe departe singura sărbătoare care a câștigat teren. În România putem să vedem că avem așa numitele sărbători păgâne, Drăgaica, de exemplu, avem Dragobetele, iar pe baza acestor similarități culturale este ușor să adoptăm un element cultural dintr-o altă țară. În aceeași măsură, marketingul ca fenomen social a contribuit puternic la preluarea Halloween-ului, iar ca un element particular în ceea ce privește marketingul, aș menționa doar petrecerile care se fac în cluburi, în special pentru tineri. Tinerii cam din orice cultură vor puternic să aparțină grupului de egal. Prin urmare, atunci când prietenii participă la o petrecere, este foarte posibil ca tânărul să-și dorească să participe și el la aceeași petrecere. Mult mai subtile sunt aspectele umane care au contribuit la amplificarea și adoptarea acestui fenomen. Iar aici aș menționa unul singur. Noi, ca oameni, de când am dezvoltat conștiința ca fenomen psihologic, am încercat să facem pace, să îmblânzim cumva acele daturi naturale care ne provoacă mai ales teamă. Mă gândesc aici la fenomenele naturale, la furtuni, la mare, mă gândesc la moarte. Ne-am inventat zei care să ne ajute cumva să comunicăm cu ei, cu aceste fenomene, și să ne dea un sentiment al puterii legat de faptul că, da, uite,
aș putea să influențez într-un fel sau altul dacă aș face lucrurile potrivite. Și am inventat în același timp maniere de a sărbători, de a transforma în ceva prietenos acele lucruri care ne înspăimântă de obicei. Halloween este o sărbătoare a morții. Este o sărbătoare a întunericului și prin faptul că este transformată în ceva distractiv, este ceva care ne dă un confort și un sentiment al faptului că, uite, până la urmă putem face ceva. Prin urmare, pentru Halloween-ul care urmează, eu vă doresc să vă petreceți un pic timp pentru a înțelege mai bine fenomenul și, în același timp, pentru cei care decide să participați la el, să vă distrați maxim. Mulțumesc, o zi frumoasă tuturor!